decembrie. Flavet? Bună dimineața tuturor! Vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal la această dată. Caldă, dar ploioasă. În timpul zilei vor cădea precipitații în nord-vestul și vestul teritoriului, iar seara și noaptea ploile se vor muta în centrul țării și la munte. Pe căsele montane vor fi condiții de lapovită și nisoare. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. Va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 6 și 7 grade. Valorile termice rămân destul de ridicate pentru această dată și în Crișana, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. Sunt așteptate ploi atât în Oradea cât și în Arad, iar temperatura maximă va ajunge până la 7 grade. După ce ne-am bucurat ieri de razele soarelui în Banat, astăzi ne vom reîntâlni cu ploile. Sunt așteptate ploi atât în Reșița cât și în Timișoara, iar temperatura maximă se va încadra între 7 și 8 grade. În Oltenia, în prima parte a zilei, cerul va fi variabil spre senin, dar spre seară este posibil să plouă și aici. Temperatura maximă se va încadra între 12 grade în Slatina și 13 grade în Râmnicu-Vâlcea. În seara și în timpul nopții, după cum spuneam mai devreme, meteorologii anunță precipitații pe tot teritoriul Transilvaniei, pe căsele montane înalte vor fi condiții de lapoviță și nisoare, iar temperatura maximă se va încadra între 5 grade în Miercurea-Ciuc și 10 grade în Brașov. În Moldova, o vreme frumoasă astăzi, o vreme senină, cu valori termice ridicate pentru această dată. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 5 grade în nord în Suceava și 12 grade în Focșani. O vreme foarte, foarte frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la această dată și în Dobrogea, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, vor fi condiții de ceață, atât dimineața cât și în timpul nopții, iar temperatura maximă se va încadra între 14 și 15 grade. În Muntenia, o vreme foarte frumoasă ca cea de ieri, cu valori termice ridicate. Este posibil să plouă slab în a doua parte a zilei în Târgoviște, în Pitești, dar și în Ploiești, iar temperatura maximă se va încadra între 12 grade în Buzău și 15 grade în Călăraș. În capitală, de dimineață se înregistrau 4 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 14-15 grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Spre seară, în schimb, este posibil să plouă slab. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă!